prinde un... A prins. A prins dialogul. Hai de cap. Sunt scene terifiante care se repetă tot mai des în gospodăriile oamenilor care stau în zonele stăpânite de urși. Oamenii sunt terorizați și nu pot decât să se ascundă atunci când animalele vin să-și atace prada. La întorsura Buzăului, localnicii și-au împrejmuit curțile cu gard electric și se înarmează în fiecare seară cu tot felul de obiecte care să sperie sălbăticiunile. În fiecare seară, drujba, o pun păstări, furca de fân, am cu cutii cu petarde. Animale băgăm în grani, vine peste animale, ce facem? Câinii omoară, găinii omoară, pe noi ne tacă, ce facem noi? Dacă vă duc în Scrădoasa, sunt două ursoaice, una cu doi, una cu trei pui și un urs. Doar de o lună jumătate avem aceste probleme. Se pare că au fost mutați niște urși care nu au fost lăsați în pădurile nepătrunse, ci aproape de gospodării. 2000 de urși sunt în județul Harghita și de fiecare dată când se apropie de oameni se emit avertizări RoAlert. 60 au fost transmise deja în luna iunie. Oamenii sunt și ei victime ale animalelor. A sărit pe mine, mi-a sfâșiat hainele, m-a zgâriat la umăr, m-a mușcat de șold. Am avut noroc că au sărit câinii și atunci m-a lăsat în pace. Nu putem să ieșim din casă, copiii sunt într-o primejdie continuă. Deci, efectiv, nu dormim noaptea din cauza câinilor sau a sunorilor din partea RoAlert. Oamenii au tot cerut soluții din partea autorităților, iar acum au ieșit în stradă. Au așezat 59 de scaune, de care au prins baloane roșii pentru 50 de oameni răniți de urși. Și au adus și fotografii cu animalele ucise în gospodării. Oamenii cer autorităților să reducă rapid numărul de urși, în special al celor mari, care domină pădurea și alungă femelele cu pui și urși tineri care n-au altă soluție decât să caute hrană în curțile localnicilor. Este nevoie clar de măsuri pe termen mediu și lung, este nevoie de măsuri și pe termen scurt pentru a interveni în apărarea vieții umane. Problematica este complexă, este generată de modul în care a fost abordată problema în ultimii ani. Ministerul Mediului intenționează să schimbe legea astfel încât urșii periculoși să poată fi capturați sau împușcați imediat. Multe organizații de mediu nu sunt însă de acord cu acest lucru și deocamdată ordonanța anunțată mai are de așteptat.